Pregătirile sunt întoi pentru un spectacol caritabil organizat de către Clubul Copiilor din Pașcani. Pentru 5 lei în care puteți urmări o piesă de teatru, dans și cântec, ajuta și un copilaș de 4 ani care suferă de leucemie și care are nevoie de bani pentru a putea trăi. 15 mai, ora 16, sala de spectacole a Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Câțiva copii au pregătit un spectacol caritabil, iar banii strânși de pe cele 300 de bilete pregătite spre vânzare în școlile din oraș se vor da lui Matei, care are 5 ani și suferă de o formă rară de leucemie. Pe 15 mai, un spectacol de binefacere pentru un copil bolnav de leucemie, activitate la care Casa de Cultură este parteneră, inițiator fiind Clubul Copiilor Pașcani. Matei Nedelcu din Iași este diagnosticat cu leucemie acută, iar de la începutul lunii martie este pacientul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Pentru cei care doresc să-l ajute pe Matei să urmeze un tratament în străinătate, s-au deschis două conturi. Acestea pot fi găsite pe ziarul newspașcani.ro.